Următorul concurent ne va povesti ceva despre viața lui. Doar că o va face într-un alt registru. Aplauze pentru concurentul de la perechea 8, Noni Popa! Bună seara! Ce mă uitați așa la mine? Pun pariu că vă întrebați, ce caută ăsta aici? Ei bine, și eu mă întreb același lucru, de când a început balul. Sunt boboc, aici e balul bobocilor. Am venit și eu la bal, ce vreți? Bal mi-a trebuit, bal am găsit. Cred că jumătate dintre fetele din sală își spun, uite ce drăgălaje copilajul acesta. Mă rog, așa îmi place mie să-mi închipui. Iar cealaltă jumătate se întreabă, mititelul acesta chiar în clasa noua? La liceu? N-ar fi prima oară când mi se întâmplă. Când mă pregăteam să intru, domnul de la pază m-a strigat, băiețași, copii, n-au voie în culițe, concurenta cu numărul 8, să-și ducă frățiorul în sală sau să vină mămica să-l ia. I-am zis și eu, lasă nenea că mă descurc singur. Și mi-am văzut de treabă. Am ajuns la timp, că doamna profesoară voia să îndune bobocii și striga după mine, sunt aici, doamnă, zic eu. A, scuză-mă, nu te-am văzut. Păi uitați-vă jos, doamnă, să nu călcați pe mine. Asta am zis așa, în gândul meu, că tare n-am mai apucat. Știu la ce vă gândiți unii. Parcă vă aud, ia uite la el, îi mănânci prăjitura din cap și el vine să concureze la bal. Du-te, bă, în bazar și ia-ți niște papuși din aia, bucuria piticului. Așa că sunt obișnuit cu tot felul de replici și comentarii. Am auzit atât de multe că nu mai pasă. Sunt un erou de bază, ce credeți? De asta tu palmă, barbă, cot. Jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Trebuie să fie și din ăștia, că nu putem fi toți făt frumos. Mai bine vă povestesc ceva despre copilăria mea. Eu când m-am născut, m-am născut la țară, mai exact la Pipiric. Mai la țară de atâta nu se poate! Cea mai mare bucurie a mea era când venea oborul. Ce bucuros eram că mama putea să-mi ia o pereche de crampoane la 10 lei, care oricum se rupeau până la terenul de fotbal, dar eu tot eram bucuros. A, să nu uit de blugi colorați! Ce Zara, ce H&M, ce Bershka! În obor, frate, acolo era mall-ul nostru! În fiecare an îi scriam lui Moș Crăciun, că așa îmi zicea mama, să scrie exact ce vreau, că moșul aduce. Scriam eu că vreau roboți de 2 metri, tractoare, excavatoare, ce-mi trecea și mie prin minte. Dimineața mă trezeam, fugeam în sufragerie și ce găseam? O sticlă de suc și o mașinuță la 10 lei. Mă duceam la mama și îi spuneam, Moș Crăciun e un ex-croc! Și ea răspundea, Noni, n-am mai avut bani și pentru tine. Mă mulțumeam și eu cu ce primeam, ce să fac? Când venea anul nou, știam că trebuie să mergem cu uratul. Ce fericit eram că puteam să-mi strâng banii mei, să-mi iau ce vreau, dar nu treceau două zile că îi puneam într-o carte și apărea un portofel la mama. Nu știu ce am căutat aici la balul bobocilor, dar fericirea roiește în jurul meu, pentru că nu trebuie să mai merg sâmbăta și duminica la repetiții la ora 9 și să mai dansez vals. Public talentat, te-am pupat!